Dacă anul trecut la capacitate doar 3 elevi au obținut media 10, în acest an numărul acestora a crescut substanțial. 22 de elevi, argeșeni, au reușit să obțină nota 10 atât la matematică cât și la limba română. Ei au fost felicitați de inspectorul școlar general Florin Gardin, cât și de prefectul Cristian Soare. Îi felicit, cum a spus și domnul inspector general, rezultatele sunt mai bune decât anul trecut. Știți foarte bine că am avut în conferința de presă trecută sau acum două dăți, când am avut chiar o discuție cu dumneavoastră dacă vă așteptați la niște rezultate mai bune. Mă bucur tare mult că aceste rezultate au fost mai bune ca anul trecut. Din cei 22 de elevi cu media 10, 15 sunt de la școlile din Pitești, 2 din Miopeni, 2 din Topolopeni și câte unul din Rucăr, Sălătrucu și Șuici.